Continuă seria meciurilor de pregătire susținute de fotbaliștii de la CSM Slatina. Ieri după amiază, gruparea lui Dan Oprescu a primit vizita formației retrogradate din Superliga CSM Ioveni. Partida s-a încheiat cu 2-0, golurile echipei gazdă fiind marcate de Alexandru Ciocolteu și Rafael Stănescu. Cercăm să legăm niște relații de joc, pentru că, așa cum ați văzut, în această pauză ne-au plecat mulți jucători și, bineînțeles, au venit alții în locul lor și e clar că suferim la acest capitol, la omogenitate. Dar avem 3 săptămâni până la începerea campionatului, destul timp în care să lucrăm atât la tehnico-tactic și, bineînțeles, la capitolul ăsta, la omogenitate. Și în această partidă, antrenorul grupării slătinene a utilizat echipe diferite de start în cele două reprize. De asemenea, tehnicianul divizionarei secunde a precizat că nu a urmărit rezultatul, ci aspecte legate de integrarea în sistemul de joc a jucătorilor care au venit în această perioadă și căutarea celor mai bune soluții pentru un eventual prim 11. Și astăzi nu e bine să facem o evaluare, atât timp cât toată lumea a jucat în mod egal. Am schimbat la pauză garniturile, nu cred că e momentul să facem cine știe ce evaluare, dar niște concluzii, bineînțeles, putem trage în funcție de ceea ce ne-am stabilit noi pentru aceste meciuri. Așa cum am spus mai devreme, în continuare va fi o luptă aprigă pentru primul 11, pentru că nu mai este un prim 11 așa cum a fost în trecut, pe care îl știa lumea de la început. Oricare dintre jucători poate să intre și poate să fie titular și poate să intre pe parcurs. CSM Slatina va mai întâlni în următorul amical, programat sâmbătă 15 iulie, un adversar de Liga a doua, Gloria Buzău. Partida se va disputa pe stadionul Mai din Slatina de la ora 18.